Hotărât lucru, bucatele bune și aerul tare înseamnă sănătate curată. Iar pentru cei care se bucură de acest lucru zi de zi, an la rândul, poate chiar și o viață lungă și îmbelșugată. Astăzi vă facem cunoștință cu cel mai bătrân cioban din România. La 98 de ani, Moș Ștefan își dezvăluie secretul tinereții fără bătrânețe. Balmoșul și tocana de oaie gătite la stână în creierii munților. Îi privim povestea împreună la Țara în Bucate. De o naibie de oaie, că te scoate noaptea în ploaie. Mai bine cu mândră în pat, că de noaptea te uscal. O enciclopedie. Tezaur uman viu. Monument de curățenie sufletească și dragoste de oierit, cum greu mai găsești înfiripate în sufletul cuiva în zilele noastre. Pe toate le regăsim în Moș Ștefan. Aproape de centenar, nu contenește să bată cărări de munte înconjurat de mioare. Uemi, hai la moșu, hai! Nu lăsați-le numai încet, ca să nu se grămăde! Niciuna din muncile de la stână nu e prea grea pentru acest bătrân atât de tânăr pe dinăuntru. Poate că și bucatele sănătoase, obținute cu trudă, l-au menținut pe moșneag atât de în putere. Eu am plecat după voi de la 12 ani, dar nu tot anul. Și până în ziua de azi merg după ele. Până în ziua de astăzi, la ce etate, Moș Ștefan? La etatea asta, dacă trăiesc, până în 26 octombrie, care vine, am împlinit 98 de ani. Nici mata nu-ți vine să crezi. Pe cuvânt. Mulți să fie ani. Tot cu oameni buni și mâncare simplă, adevărată, culeasă din leagănul munților ce străjuiesc Valea Jiului, parcă de la începuturile acestei lumi. Ce zici, mata? Ce avem noi pe masă astăzi? Uite, cașu, smântâna, brânza sărată, carnea de oaie. Sloi. Asta e... Eu în viața mea cam coașa am trăit. Atunci tot asta o să facem și astăzi. Ce pregătim astăzi, baciu? Astăzi se va pregăti o tocană de berbec. Așa, un berbec de anul ăsta, tiner, berbecuț. Da. Și un balmoș. Neapărat care... lângă. Da. Mata faci balmoșul. Doamna face... Băcița face tocănița. Iar cu domnul Părău și cu domnul Ștefan ne revedem Doamne la masă. Ajută, ne vedem Doamne la masă. Ajută. Ia să vedem. De ce ne apucăm mai întâi? Tocăm cărnița, cepuța, simplu să face, ca la stână adevărat, nu? Da. Am și eu un pic de treabă aici. Asta ce fel de brânză? Brânză de oaie. Sărată? Sărată. Iar asta de aici? Acela este caș făcut de ieri. Proaspăt. Se vede cum intră cuțitul, ia. Să-mi dați nota. Nota 10? Da. Hai, vă mai aici. Un pic este fum, dar așa e la munte. Unde e fum e și căldură și este mâncare bună. Da. Eu așa știu. Am pus ceaunul la încins cu un soare de porc. Când se călește asta, apoi punem carnea, nu? Da, se călește. Toate au rânduiala lor aici, la stână. Asta o știe bine și mama Ica, care leapă de hârtanele de carne de berbecuț în ceaun, tocmai pe când ceapa devine aurită. După ce s-a călit un pic carnea, punem sarea, piper, un pic de boia pentru culoare, așa. Se pune laptele de oaie. Așa. Într-un foarte mic strop de grăsime, de ulei, așa. De preferat, să nu acum fie foarte greu. Acum se sfărâmă cașul. Caș proaspăt. Deci ăsta, caș proaspăt. Nu chiar proaspăt, pentru că cașul pentru balmoș trebuie să aibă puțină vechime, trebuie pus și la uscat puțin. Un pic la maturat, dar ideea e să nu fie sărat. Să nu fie sărat. Să introduce în final și sare, dar asta după ce procesul de fierbere aproape finalizat. Dacă prin alte părți ingredientele balmoșului se adaugă treptat cu ceaunul pe foc, aici se pun toate dinainte deodată.
Ele se vor împleti oricum de îndată ce vor ajunge deasupra limbilor de foc. Balmosul balmos se face doar cu caș, dar noi facem un balmos care are și smântână. Supune în toată. Așa, aici avem brânză, dar această brânză o să o punem în momentul când deja s-a mai... Pentru că asta e brânza sărată, mai la sfârșit se topește mai greu. Considerăm că e suficient pentru numărul de oameni care suntem aici. Nu mai pot. Văd că Matan n-ai nicio problemă cu fumul. Obișnuința? Obișnuința. Bineînțeles, acum. E lucru mare. Va trebui să vă obișnuiți și dumneavoastră, pentru că mâine pe mine trebuie să trecem și noi la zootehnie, cam toată lumea. Ne muncim terenurile, nu? Ne întoarcem la muncă. Să trăim și noi din produsele noastre autohtonice, naturale, nu? Sănătoase. Sănătoase. Când balmoșul își cere făina de mălaie, apoi trebuie pusă, așa zicea Baciu, cât îl mai lăsăm pe foc? Până iasă puțin ulei. Deasupra. Deasupra. Se vede că e carne proaspătă de berbecuț tânăr. Îndată se fierbe. Dacă la tocană nu-i cine știe ce de muncă, de lângă balmoș nu se pleacă nicio clipă. Trebuie amestecat în continuu, până ce începe să se plimbe de unul singur în jurul mestecăului, desprins de pereții ceaunului. Nici n-am simțit când s-au scurs două ceasuri că am și gătat tot ce am început. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfânt Tată al nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer și pe pământ. O treime completă în farfurie sunt bucatele stânelor de la munte, oaie, lapte și balmoș. Ia să vedem cum e. Cum își are gustul și place prin părțile astea, ca pe balmoș am tot mâncat prin alte locuri, dar cred că peste tot e altfel, nu? Așa mă gândesc. Ăsta e un cârnaț strașa, făcut în mațe de oaie. Cum se mănâncă pe aici, fiert, nu? Să fierbe și un pic de muștar. Uite ce frumos. Bun tare. Foarte asta bun, merge ca desert așa după ce am mâncat. Cu vișli mă mărlănesc. Și cred că moșul nostru are ce să mândri datorită noastră. Iată. Cum e să fii personaj de carte, Moș Ștefan? Păi, cum ți-am mai spus, mai pe scurt. Ești mândru? Supra mândru. Nu că nu m-am mândru. O viață de poveste. Departe de a fi cuprinsă toată între coperțile unei cărți. Istoria se scrie în continuare filă cu filă, zi după zi. Verdișoa lună, îi auzi muntele răsună.